Do, da, salutare, salutare, do, da, salutare, 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 Mario, bine ai venit. Deci, din nou, clasa a întâia, pornim la treabă repede. Ai avut problema aceea care ți-am dat eu nu știu câte... Două. Două și 100. Nu, bine. Câte bine am zis? 9 bine. 9 bine. Cu ce compoziție? Cu 3 camere și 7 camere. 3 camere și 7 camere. Urmar ca tu să dai un număr de camere cuprins între cine și cine? Care numărul minim? Maxim și număr minim. Așa. Număr maxim de camere. Domn profesor. Așa. Numărul mic se află repede. Numărul minim? Și numărul maxim, da? Numărul minim se află repede. Cum ai aflat pe numărul minim? Pentru că nu am pus numărul de 18 și cu 8 și cu încă 9. Adică ar fi de 3 ori câte 9, nu? Da. De 3 ori câte 9, da? Deci 27 de camere. Numărul minim 27 camere. Iar numărul maxim? 63. Cum ai găsit 63? Simplu de un profesor. Ia să vedem, că chiar mă interesează. Numărul maxim, am venit de 7, 7 plus 7 plus 7 plus și așa mai departe, plus 7, de câte ori trebuie să facă? Dar profesor nu a făcut. Păi dar de câte, dacă o vilă are 7 camere, ce 9 vile, 7 plus 7 de 9 ori. Ok, dar cum se fac? Acela nu vine să vină. Nu vine în cap? Nu vine în cap. De ce nu l-a despărțit pe 7 în 9? Adică cât ți-a zis pe 7? Între 4 și 3. În 4 și 3. Bun. Adică tu spui așa. Înseamnă din 9 ori 7. Și pe 7 este asta. 7 despărțim în 4 și 3. 9 ori 4 plus 3. Așa. Noi am făcut 3 ori 9 de 27. Noi am făcut de așa 3 ori 9 de 27. Da. Deci, 3 ori 27. Da? Și plus? Și plus 27 plus 7. De 4 ori de 9. Da. Adică de 4 ori 9, nu de 3 ori de 9. 18 plus 18. 18 plus încă un 9. Da? Deci este de 9 ori câte 4, sau 4 ori 9, plus 4 ori 9. Plus 9. Adică 27 plus 27 plus 9, cât faci aici? 27 plus 9, 36. 36, mă, foarte bine. Și 36 plus 27 face întreabă. Face 63. Foarte tare. Deci 63 de camere sunt aici. Da? 63 numărul maxim. 63 camere. Bun. Atenție. Da, numărul minim de camere e 27, iar numărul maxim e 63. Dar eu mă insist aici, mi-am plăcut foarte tare cum ai zis tu aici, că 27 plus 7 plus 7 de 9 ori caturi, ți-e incomod să aduni 7 plus 7 de 9 ori. Ai zis că pe 7 îl vezi ca fiind 4 plus 3. Și ai gândit 9 ori 3, cât făcusești tu mai înainte 27, plus 9 ori 4 și ți-o dat 36. Dar face 27 plus 9. Și ne-a dat 36. Sigur că da, și 27 plus 37 făcut 63. Dar acum se poate. Uite ce șmecheris mai iată eu. Același rezultat, 9 ori, în loc de 7, eu zic 5 plus 2. Nu-i la îndemână? 5 plus 2? Puteți face. Ia să vedem dacă ne ajung tot la același rezultat. 9 ori 5 plus 2. 9 ori 5? Știi 9 ori 5 cât fac? Da. Nu știu. Dar ne-am zis eu. Pe 5 le spățim între și noi. Mai vrei încă o dată? Da. De acord.
De care, deci prin 9 ori 5 plus 3 plus 2, ia te duci unde trebuie. Ia te duci tu unde vrei. 3 plus 3, da? De 2, 2 ori 9, 4 ori 9, de 36. 36. Păi tu stai acolo, mă, și am văzut să fug de acolo și tu nu mai, nu mai, ce? 37. Da. 36 plus 27. Mă, duci tot acolo. 30. Da, da, e dreptă. Dar eu vreau așa. Să zicem 9 ori 5, adică 9 ori 5, plus 9 ori 2. Și e calcul. 9 ori 5 nu știi cât face? Nu știi. Adică de 5 ori de 9 ori. Dacă ar fi fost de 10 ori, 5 ori de 10 ori cât face? Ar fi 90. 5 de 10 ori, 5 ori 10. 50. 50. Și fiindcă 5 e numai de 9 ori, din 50 mai scazi un 5. Și cât face? 45. 45 plus 18, când ori 3 fac 18, și cât face 45 plus 18? 63. La același lucru ajungem. La același lucru. Bun. Hai să ne întoarcem. Tu trebuie să-mi indici un număr de camere cuprins între 63 și 27. 35. Da? 35, da. Da. Deci problema întâi. Problema întâi. Da, profesor, face scoțiacolețe. Da. Mi-ai dat 35 camere? Da, 35 camere. Și acum, tu ai gândit așa. Am făcut scoțiacolețe. Ce cu cerculețe pentru că sunt 9 mile, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astea sunt mile. Și 35 de cine se apropie mai mult? De 27. De 27. Și atunci pun la toate câte 3 camere, nu? Scriu 3. Da. Perfect. 3. Da. Și am consumat câte până acum? 27. Așa. Deci înseamnă 27 de camere consumate. Dar noi am putut să fie 35. Cum noi avem 35, vedem care e diferența? Adică din... Facem 35 minus 27. Da. 35 minus 27 va da 8. Și pe 8 îmi despărțim 44. Deci 35 minus 27 face 8. Și pe 8 îl despărțim 44. Adică mai pui la 2 vile, la 2 vile 4. Și am consumat pe toate camerele. Și atunci câte camere sunt? Câte vile sunt cu... Dacă 7 dă 14. Deci 2 vile sunt cu 7. 34. Da. Și celelalte vile sunt cu cât? Cu 3. Cu 14. Vrei să faci probabil? Da. Da. Hai să spunem așa. Deci răspuns corect. 2 vile cu 7 camere, care înseamnă... 2 vile cu 7 camere înseamnă cât? 2 vile cu 7 camere... 14 camere. Și... până la 9? Nu, 7 camere. 7 vile cu 3 camere. Uite cum se dă acolo. 7 vile, 2, 4, 6, 7 vile cu 3 camere. Și care înseamnă în total 7 ori 3? Ce face? 7 ori 3? 21. Așa. Ba, 7, 14, 21. Foarte bine. 21. Și dacă le adun pe 14 și 21, fac exact 35 camere. Corect problema formulată, corect formulată. Dacă ai fi zis tu 30 și dacă mi-ai fi dat în loc de 35, 36 de camere. N-ar merge. Pentru că e diferență de 4. Asta, că din 4 în 4 trebuia. Care ar fi fost numărul următor pe care ar fi mers? 39. 35 cu 4, 39, foarte mici. Și următorul după 39? 43. Și după 43? 47. 47. 51. 51 și după 51? 55. 55
După 55? 59. După 59? 63. Și după 63? 67. Și puteai să dai 67? Nu. Asta e. Nu. Deci, atenție, te duci până la numărul maxim. Și foarte tare ai mers din 4 în 4 și lucrurile au mers cât se poate de corect. Foarte frumoasă problema, foarte tare. Îmi faci acasă cu 11 vile, 11 vile, dar îmi faci 3 probleme. Cu aceeași compoziție. Da. Am o sumă. Te rog, să vedem sumă. 37. Da. Minus 43. 4200. Câte ești 4200? Nu, 423. 423. Plus 529. 529. Minus 474. 474. Plus 291. 291. Minus 319. Minus 319. Plus 1000. Plus 1000, da? E altfel. Cum ai făcut o sumă asta? Sunt foarte curios. Sim. Cele cu plus le-am dat la o parte. Le-ai pus în prim plan, la început? Nu la început, că ele sunt mai multe. Păi dar le pui pe toate, la început, nu așa? Domn profesor, am făcut cel mai ușor mai întâi și cel mai greu l-am dus la final. Adică cum ai stai să mă faci? Am făcut cele cu minus primele, că sunt mai puține și le calculez repede și ale mai multe le calculez un pic mai greu. Da, dar să știi tu că... Bă, eu pe mâna ta, însă din practica și din experiența care o am eu, tot același timp consum. De aceea ăla a propus că până la început. Da. Da? Pe toate le pui plus, adică 37. Plus care ar fi următorul? Nu 37, 375. Dar mi-ai zis 37. 375? Da. Bun, 375. Plus. Care ar fi următorul? Plus 529. 529. 291. Și plus? 1000. 1000. Și minus acum. Minus ce? Minus 423. 423. Minus 474. Minus 319. Minus 319. Și acum te văd pe tine, ai înțeles, Maribu. Deci cele cu plus le pune întotdeauna la început și până la minus, chiar dacă sunt mai puțin, lăsăm la sfârșit. Asta este practica. Că tot atâta consumi. Atâta timp, că tot trebuie să le aduci și pe unul și pe celălalt. Păi cum mă, cum faci? 375 cu 529. Cât face? 904. 904. Așa, 904, sigur? Sigur. 904. Deci pe ăștia două le-a adunat și a făcut 904. Plus ăsta. Asta cu ultimul. Deci 291 cu 1000. Nu 291. A, 291 cu 1000. Cât faceți 291 cu 1000? 904 plus 291. A, tu ai adus pe 904 cu 291. Da. Plus 291. Plus 1000. Plus 1000. Și am făcut 952. 900. De unde 952? Ai minus? Minus ăștia, da? Da. Dar n-ar fi fost bine să-i pui la sub alta, să-i adunte toți. Eu trebuie m-aș fi făcut eu. Aolea sub alta. Da, mă. Aș fi zis așa. 375. Plus 529. Plus 291. Plus 1000. Plus 1000. Le-am pus bine sau e prost plus? Cort. E bine? Știu să vă coritez. Păi știu să vă coritez dacă e prost. Știu. Nu, dacă am așezat bine la adunare. Dacă sunt corect așa, da. Adică unii sunt altele, Marioa. Așa, unități sub unități. Adică să fii deșteptat. Adică să corectez unitățile, dacă
Da? Deci dacă am... El dacă spunem așa era bine? 1, 0, 0, 0. Greșit. Greșit. De ce? Că asta e 10-le și le-am pus la unități și era o mare prostie. Deci de aceea trebuie să fim foarte atent la așezare. Așadar, le așezăm cum trebuie. Și acum, ia fă tu adunarea asta la unități, mă. No, cu 1, 10. 10-a. Și cu 5? 15. 5 îl scrim și 10-a o dăm la prietenii noștri mai sus. Da. Și acum? A spus-o, cred că a spus-o la... A pus-o bine, aici, nu? Aici te-o. Da. 800 face acolo, scrieți 800. De ce o să lăsă că voi văd și acolo, 375 scrie. Nu, 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 lasă-le, sutii, lasă-mă. Să terminăm cu 10-le acum. 10 aceeași cu 1. Și cu 9, 10. 1 și cu 9. Face 10. 100. 100 e drept. Corect. 100. Și cu 20. Și cu 20. 100. 120. Și cu 7. 120. 200. 120. 120. 120 și cu 70. 170. Deci, ai încălare. 10 aceeași cu 9 face 100, cum ai zis 100. Tu. 120. 120. Și cu 70. 190. 9 înscriu și 100 o dăm la prietenii de aici. Da. 100 aceeași cu 2. 2. 600. Deci, de ce așa? Deci ai pus-o, ai pus-o repede la 5, ai pus 6. Nu, n-am înțeles cum ai pus așa. Ai făcut 3 plus 3, 6. Cu 5, plus 5, 6 și cu 5? 6 și cu 5, 11. Deci, 1 și 1000, aceea o dăm la prieteni, am văzut. Da, 2195. Deci, rezultatul este 2195 scăzut. Scăzut. Peste 3. Hai să le adunăm peste 3 deoparte. Deci, 423. 423. Plus, că este tot. Direct. 475, nu știu de ce e pe zi bun, 474 și plus 319. 319. Te rog? Nu știu, mă. Nu mă luare. Hai să vedem aici. Greșit, 1426. Cum ai făcut aici? Simplu. 9, îi trebuie 1, 10. Uite cum l-am făcut. Am luat de la 1, dar la 3. Un număr, l-am pus la 9, tot 10. 10. Și am 10 și cu 10 la 319, ca să facem 20, 320. O secundă. Da, da. Să terminăm cu unitățile. Mai ai spus așa, că luat un 3 și cu 10 aici. Rămas 2 și cu 4, 6. Da. Și cu 10, 6 și cu 10, 16. 6 l-am scris. 2, 6. Și 10 ce au dus aici la prietenii noștri? Da. 110 va face. Va face 110. Deci și 10 punem 100. La 3 de jos. Da. Și se egaleze ca toate. Și devin 4 toate și cât fac? 4, 4, 4 adunate? Da. 12. 4, 12. Și deci vine minus 1216. 1216, da? Păi l-am greșit, nu eu? Poate v-ați greșit. Eu aici mai vedem o dată, poate am greșit. Aaa, ați greșit acolo. Unde mă? La 10. Că la 2 era 3. Păi da, mă, 3 și cu 7, 10 și cu 11. Da. Și 1 acela s-a dus la 3 și ai făcut 4. Mai ce era 2? 4, 4, 4 și face 12. Și bine cum am zis eu, 1216. Și acum trebuie să scădem din 2195, hai să scădem la strânări, și 2195, scăzut pe 1216, și cât faci la scăderea asta? 5 minus 10, 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 5 min
Io ho sutta. Io ho sutta. Deci, practic, luăm o 10 cu casătire de tu prieteni. Da. Și 2 din 10 face 8 și cu unul ăsta 9. Și aici a rămas 1 la 1000. 1000 scăpte 1000 face nimic. Și care este răspunsul corect? 975. Așa, dar, dragilor, 979. Corect. Acasă faci următoarea sumă. Suma următoare, 295 minus 147 plus 115 minus 103 minus 105 plus 201 și plus și minus 54. Minus 54. Asta este suma pe care o faci acasă. Da. Ne oprim aici, dragilor. La revedere. Dar vrei să nu uite la cel să abonă la Profo Online. Așa facem. Așa o să facem. Și să vedem, să anunțăm toți prietenii. La revedere! La revedere!